Contribuabilii făgărășeni care nu și-au plătit până acum taxele și impozitele locale au mai putut trece și astăzi pe la serviciul de încasare pentru a beneficia și de reducerea de 10%. Și asta întrucât termenul limită de 31 martie a fost decalat cu două zile. Astăzi a fost ultima zi în care făgăreșenii și-au mai putut plăti integral taxele și impozitele aferente acestui an pentru a primi reducerea de 10%. Chiar și așa, nu mulți s-au înghesuit să plătească pentru a primi reducerea de 10%. Contribuabilii făgărășeni care doresc să-și achite obligațiile fiscale aferente anul 2012 pentru a beneficia de bonificația de 10%, încă mai pot face aceste plăți astăzi până la orele 17. Dacă va fi nevoie, noi vom prelungi uh, programul. Țin să precizez acest uh, lucru, dat fiind faptul că până acum toți știau că termenul scaden va expira în 31 martie, dar dat fiind faptul că acest termen a căzut într-o zi nelucrătoare, automat termenul de plată s-a prelungit până în prima zi lucrătoare. Impozitul pe casă, mașină și terenuri se poate plăti în tranșe egale semestriale, cu termen de plată 31 martie și 30 septembrie.